Recomandările autorităților privind restricționarea liberei circulații a cetățenilor devin obligatorii începând de mâine. Șeful statului Klaus Iohannis a susținut o declarație de presă în care a prezentat noile decizii luate de către autorități în privința prevenirii răspândirii pandemiei de COVID-19. Se vor introduce noi restricții de circulație și noi restricții pentru români, în sensul că ce a fost până acum o recomandare devine o obligație. După principiul, stăm acasă. Evident că oamenii pot ieși ca să meargă la serviciu și să se întoarcă de la serviciu, să iasă, să-și facă cumpărăturile absolut necesare de alimente de pe o zi pe alta. Însă, aceste restricții devin obligații. Șeful statului a mai precizat că autoritățile pregătesc măsuri de supraveghere electronică pentru persoanele aflate în izolare la domiciliu sau în carantină instituționalizată. Totodată, președintele Klaus Iohannis a mai subliniat că se vor impune măsuri speciale pentru persoanele în vârstă. Un punct foarte special, țin neapărat să-l mai menționez, persoanele cele mai vulnerabile sunt persoanele peste 65 de ani. Este evident că avem nevoie de măsuri speciale, dar și de restricții speciale și astfel pentru a proteja persoanele peste 65 de ani, pentru aceste persoane se vor introduce restricții speciale în sensul că vor trebui în interesul lor propriu să stea practic tot timpul acasă. În plus, șeful statului a mai adăugat că armata va pune la dispoziție personal care va suplimenta echipele de poliție și jandarmerie în stradă.